Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața încă o dată după emisiunea de azi dimineață în care am anunțat niște schimbări la Spitalul Județean de Urgență, a cincea conducere la vreme de COVID. De data aceasta avem însă un medic care și-a câștigat un renume în județ de medic serios. Am mai discutat și despre afaceri, despre afaceri din spital. Iată că acum, așa cum am promis acum o săptămână, intrăm într-o emisiune care sperăm să atingă altfel problemele cu care ne confruntăm ca persoane, ca nație și ca, să spunem așa, omenire. În emisiune, o continuare a emisiunii de săptămâna trecută, sper să îl avem în direct pe domnul doctor Liviu Harbuz. Dacă mă vedeți și mă auziți, domnul doctor, vă spun bună dimineața! Bună dimineața, vă văd și vă aud. Nu mi-a plăcut chestia aia cu afaceri din spital. S-a privatizat spitalul din Piatra Neamț și nu știam. Din totdeauna este privatizat, domnul doctor, spitalul din Piatra Neamț, așa cum toate lucrurile sunt privatizate, numai că în loc să se cheme SRL, se cheamă în funcție de perioadă PSD, PNL, ALDE, în final. Deci SC, spitalul, PSD, SC, spitalul, PNL, SC, spitalul, ALDE și tot așa. Dar, mă rog, astea sunt alte povești pe care le vom discuta în alte emisiuni. Domnul doctor, vreau să încep emisiunea spunându-vă că mi-aș scoate pălăria dacă aș avea o, dar nu am. Părul, din păcate, pleacă și el încet, încet. Dar considerați că mi-am scos pălăria față de performanțele dumneavoastră din performanțele emisiunii pe care o produceți la Europa FM. Am rămas sincer uimit, nu de performanța în sine, ci de numărul imens de oameni care se uită în fiecare sâmbătă dimineață la emisiunea noastră. Sâmbătă dimineața, nu? Sâmbătă dimineața de la ora 11, da. 500.000 de oameni pe emisiune este un număr extraordinar, este o performanță și dincolo de numărul de oameni, cota de piață este impresionantă. De aceea vreau să vă felicit. Sunteți unul din puținii care au rămas la Europa FM din echipa inițială și vă doresc să mergeți înainte. Tocmai săptămâna asta sărbătorim 20 de ani de Europa FM. Nu mai suntem foarte mulți din echipa inițială de acum 20 de ani, dar oricum astăzi Europa FM este condusă de o echipă performantă și de tineri foarte talentați, foarte creativi și se vede că și foarte eficienți, pentru că e adevărat, eu am atins performanța de a avea 500.000, o jumătate de milion de ascultători pe emisiune. Este considerată ca fiind cea mai ascultată emisiune în mediul urban pe un post privat. Dar nu este singura emisiune care performează și cealaltă emisiune au crescut. Așa am ajuns pe locul 1 în zona urbană. Este o emisiune, domnul doctor, pe care, mă scuzați, este o emisiune care și-a propus să informeze și să educe proprietarii și prietenii animalelor, iubitorii de animale. Este o emisiune care a contribuit foarte mult la informarea oamenilor în general, care a reușit să sensibilizeze, care a reușit să promoveze noile, să le spunem, noile sintagme, cum ar fi suport emoțional sau pet parent, adică părinte de animal de companie. Pentru că iată, în Statele Unite a fost schimbat. Domnul doctor, o să... Vă rog. Domnul doctor, dacă îmi permiteți. Alo. Domnul doctor, dacă îmi permiteți. Da. Se pare că sunt ceva probleme pe sunet. Alo. Da, eu vă aud. O să intervenim. M-auziți, da, domnul doctor?
Se aude distorsionat sunetul la dumneavoastră și o să vă rog să intrăm pe telefon dacă nu aveți nimic împotrivă și o să refacem. Nimic împotrivă. Da, se aude puțin distorsionat sunetul. De aceea o să intrăm pe telefon cu domnul doctor Liviu Arbuz. În timp ce eu formez numărul de telefon, aș vrea să vă anunț și tema emisiunii de astăzi. Astăzi o să încercăm să continuăm cu teoriile acelea conspiraționiste legate de tot ce înseamnă noua epidemie cu COVID. Și o să încercăm să discutăm cu domnul doctor, pentru că dânsul are o mulțime de cunoștințe în acest domeniu și să mergem mai departe cu o... Bun. Da, suntem în direct, domnul doctor, mă auziți? Alo? Da, mă auzi foarte bine. Domnul doctor, bine. Vreau să vă rog să discutăm, să continuăm cu discuția de săptămâna trecută, aceea în care noi am încercat să extindem un pic privirea asupra acestei pandemii mergând spre anumite teorii ale conspirației. Eu, cum să spun, sunt într-o situație destul de absurdă în acest moment. Anunț că la Spitalul Județean din Piatra Neamț se fac afaceri, anunț că se schimbă pentru a cincea oară directorii și vreau să discut cu dumneavoastră despre ce se întâmplă în această lume care este într-o totală schimbare. De aceea, haideți să vorbim. Chiar vine apocalipsa, domnul doctor? Așa cum se spune peste tot? Asta depinde doar de noi, pentru că în aceste momente de criză, să începem cu această criză. O criză foarte puternică, o criză și o situație cu care noi nu ne-am mai confruntat de-a lungul timpului, cel puțin generațiile noastre. Trăim un moment nihilist al dezamăgirilor și al furiei, mai ales zilele acestea au apărut frustrările, probabil și din cauza presiunii psihologice în care am stat în această perioadă de izolare, de carantină. Apare, așa cum spuneam, furia, ea se manifestă și social. Am văzut cum sunt contestate măsurile de purtare a măștilor, am văzut ce se întâmplă cu ceea ce înseamnă măsurarea temperaturii, tot felul de teorii conspiraționiste. Lucrurile sunt foarte clare, dar ar trebui să ieșim din această panică, pentru că panica este o aroganță. Aroganța asta presupune că tu îți asumi și spui, eu știu foarte bine control se îndreaptă lumea, adică în jos. Este chiar un semn de aroganță. Ar trebui să ne însușim mai mult nedumerirea. Nedumerirea este un sentiment mai umil și oferă o viziune mai clară asupra lucrurilor. Așa că în loc să strigăm pe stradă mereu vine apocalipsa, cred că ar trebui să strigăm nu pricepem ce se întâmplă în lume. Și cred că ar trebui să facem cu toții eforturi să pricepem ce se întâmplă în lume, unde ne aflăm noi în contextul ăsta, unde se află România. Cercetat puțin apropo de povestea termoscanerelor și bineînțeles că lucrurile sunt exagerate, bineînțeles că aceste termoscanere nu prezintă niciun pericol, există cu totul și cu totul alte facilități tehnologice care ne pun în pericol libertatea. Vă auzim perfect. Acum, domnul doctor, termoscanerele nu reprezintă niciun pericol, asta este clar, dar alte aplicații care seamănă cu termoscanerele nu ne duc spre posibilitatea aceea unui control absolut al fiecărei mișcări a omului? Asta spun foarte mulți adepți ai teoriilor conspirației. Da, noi vorbim despre termoscanerul, dar nu ne sperie conceptele care
au fost implementate într-o perioadă foarte scurtă, pentru că în ultimii ani tehnologiile s-au dezvoltat incredibil. Aceste noi tehnologii nu au putut fi implementate pe piață pentru că exista o rezistență și o rezistență pe bună dreptate. Nu ne sperie, în schimb, telemunca, teleșcoala, telemedicina, teleagribusiness-ul, groază de tehnologii noi care acum au intrat forțat în piață într-un timp foarte scurt, pentru că altfel implementarea acestor tehnologii ar fi durat probabil 10 ani, iată într-o criză medicală, brusc ne-am trezit cu tehnologii foarte performante, care într-adevăr, dacă ele vor fi implementate și interpretate greșit, administrate greșit, vom avea o problemă foarte mare. De ce? Pentru că, până la urmă, în aceste momente, noi vorbim despre schimbarea ceea ce se cheamă paradigma. Cred că a sosit momentul unei resetări. Ar trebui clar să o rupă cu trecutul, vrem, nu vrem, și să inventăm o poveste care să ne ajute să transcendem zii naționalismul, era industrială, dar chiar și unele din valorile prezentului, care sunt valorile liberalismului, respectiv libertate și egalitate. Pentru că în acest moment există o contradicție majoră și chiar aș putea spune o confruntare majoră între ceea ce înseamnă ideologie și tehnologie. Ideologia liberală ne-a condus și începând din secolul XVIII, știm bine că liberalismul ne-a ajutat să ne dezvoltăm. De fapt, liberalismul a fost ideologia de bază pentru secolul XIX, pentru secolul XX, în mod special, adică pentru era industrială. Acum trăim o nouă eră, iar trecerea de la era ideologică la cea tehnologică se va face ceva mai greu. Dacă nu venim cu soluții foarte clare și cu soluții pentru a controla, de fapt, a învăța și a impune cine va controla până la urmă populația globului. Domnul doctor, spuneți-mi un pic, cât de, cum să spun eu, deranjante, intruzive sunt tehnicile acestea care se vor utiliza pentru supravegherea la locul de muncă, supravegherea pe stradă, în magazine, cât de deranjante ar putea fi? Păi, culmea este că ele există și acum și tot ceea ce înseamnă tehnologie, de fapt, se referă la acest fenomen de intruzivitate. Gândiți-vă că în momentul de față noi nu știm exact cine conduce lumea, corporațiile sau guvernele. Se pare că în acest moment lumea este condusă de corporații și aici vorbim de corporațiile care folosesc inteligența artificială, vorbim de Google, de Facebook, de Amazon, de Apple, de Microsoft, de Tesla, de vorbim de acești lideri mondiali care conduc aceste corporații, de Zuckerberg, vorbim despre Steve Jobs, vorbim de Bill Gates, persoane oarecum controversate în această perioadă. De fapt, oamenii și-au dat seama că ei sunt tot timpul urmăriți și că există un tracking al activităților zilnice, dar în același timp pot să vă spun că oamenii o fac cu bună știință. De ce? Pentru că în momentul în care intri pe Facebook, în momentul în care oferi date Google-ului, lui Google, gândiți-vă că a apărut GDPR-ul, care practic ar trebui să ne securizeze datele personale. Dacă mă întrebați pe mine, este un praf în ochi, pentru că oricum noi ne dăm cu mare talent toate datele personale. O dau un singur exemplu.
De exemplu, una din aplicațiile care în acest moment face mare vâlvă în lume este a lui Microsoft și este vorba despre un sistem foarte sofisticat care dezvoltă o aplicație numită Cortana. Despre ce este vorba? Cortana, așa după un vă spun, este un personaj dintr-un film de jocuri din zona inteligenței artificiale. Ea este, practic, o asistentă. Așa cum avem modele de asistente pe Siri și multe alte sisteme de asistare prin inteligența artificială. Utilizatorii o să încurajeze pe Cortana să... În acel moment, Cortana îi poate... Alo? Mă auziți? Vă auzim, dar vă spun... continuați, vă rog. Deci, această Cortana va deveni asistentul personal și va primi de la cel care, de la aplicant, de la utilizator, toate informațiile. Astfel, Cortana va putea să ne spună foarte simplu cu cine ar trebui să ne căsătorim, de cine ar trebui să ne îndrăgostim, ce ar trebui să facem în business. La un moment dat lucrurile se schimbă și nu vom mai controla noi acest asistent, ci acest asistent ne va controla pe noi. Pentru că versiuni de acest gen al asistenților vor avea un avantaj decisiv în fața celor electronică, sistemul Kindle, care ne oferă posibilitatea să citim electronic. Dar acest gadget are capacitatea de a ne măsura emoțiile în timp ce citim. Ei, nu se, nu se poate așa ceva. Ba da, se poate. El merge pe până la măsurarea, deci va măsura clar ritmul cardiac, pulsul, dar până acolo în care îți spune că cantitatea de dopamină este scăzută și intensitatea emoției este scăzută sau crescută, în momentul în care acest sistem Kindle îi transmite chiar celui care a scris cartea, care sunt pasajele care te interesează și care sunt pasajele care te plictisesc. În acest fel, gândiți-vă că cel care a scris cartea poate face modificări într-o ediție ulterioară. Adică până și scrisul va fi influențat de emoțiile cititorilor. Păi și atunci de ce nu? O să ajungem să scrie cărți asistentul. Despre asta vorbim. Ce este clar, deci în afară de ceea ce v-am spus, Kindle va fi îmbunătățit în curând cu recunoașterea facială și cu senzori biometrici. Deci aici vorbim de algoritm. Pentru că, până la urmă, tehnologia se referă la algoritm. Problema este atunci când vorbim despre algoritm biologici. Atunci când cercetătorii au conchis că organismele, de fapt, sunt algoritmi. Totuși, odată cu ce biologii au hotărât asta, au dărâmat practic un zid, au transformat revoluția informatică dintr-o chestiune pur mecanică într-un efectiv într-un cataclism biologic. Au luat autoritatea din mâinile indivizilor umani și au dat autoritatea algoritmilor interconectați. Adică până acolo merg lucrurile, iar noi suntem foarte pasionali și foarte preocupați de trei contractele de la spital care nu știu ce efecte negative sau penale au produs. Trebuie să vedem, să ne regăsim, să ne reanalizăm într-un context mondial în care lucrurile se schimbă, noi participăm foarte activ. De ce? Pentru că fiecare dintre noi și mai ales o anumită generație
gândiți-vă că oferă toate informațiile. De exemplu, am avut cazul Cambridge Analytica. Corect. Cambridge Analytica, de fapt, ce făcea? Făcea un profil după care îți influența voința. Se pare că în următorii 4 ani, până și alegerile politice, deci politicienii nu vor mai conta, așa cum spuneam, ideologia liberală și liberalismul nu vor mai conta, care de fapt se fer, la ce se referă liberalismul. Și ce va conta, domnule doctor? Ce va conta? La libertate și egalitate. Va conta până la urmă tehnologia, care ne va spune cum ne va controla emoțiile și ne va spune chiar cum trebuie să votăm. Acest lucru devine o realitate atâta timp cât noi încărcăm toate platformele de comunicare și toate sistemele și apelăm la foarte multe aplicații oferind datele noastre personale. Deci profilul nostru va fi citit într-o proporție de 100%. Google-ul sau Facebook-ul vor ști foarte clar care sunt alegerile noastre, care sunt dorințele noastre, care sunt emoțiile noastre. Iar atunci când noi vom alege să apelăm la acești asistenți din inteligența artificială, așa cum spuneam, în acel moment vor fi controlați practic de acești asistenți. De ce? Pentru că am un asistent care, să spunem, din după o perioadă nu foarte lungă de timp, acest lucru va fi imposibil, pentru că efectiv acești asistenți din inteligența artificială se vor substitui voinței noastre. Domnul doctor, atunci, domnul doctor, o secundă că vreau să vă spun vă rog, un lucru important și după vă rog. Acești asistenți la un moment dat, de exemplu, dacă eu vreau, nu știu, să mă îndrăgostesc, să fac o alianță politică, să fac o asociere comercială. Nu va mai fi nevoie ca eu să mă întâlnesc cu titularul cu care eu să negociez. Asistenții din inteligența artificială se vor întâlni între ei și vor hotărâ pentru noi. Iar toate aceste lucruri sunt în fază experimentală, ele se întâmplă în momentul de față în lume, bineînțeles, nu la nivelul la care vor ajunge, probabil, în câțiva ani. Domnul doctor, dacă îmi permiteți să fac o glumă, cei care au programat asemenea asistenți, cred că au avut un model acasă, pentru că mie îmi pare foarte apropiate obiceiurile asistentului cu al unei neveste. Da, dar o să râdeți, este nevasta perfectă sau soțul perfect, pentru că vorbim de egalitate de șansă, nu vreau să fiu discriminator și atunci am să spun că și bărbații și femeile vor fi înlocuite, pentru că vor fi înlocuiți de către acești asistenți aparținând inteligenței artificiale. Bun, și locul nostru unde va fi atunci, domnul doctor? Locul nostru va fi tot în această societate. O să vin și o să vă spun că, de exemplu, deci dau un exemplu, Japonia și Coreea de Sud, care în acest moment nu se mai concentrează pe un sistem de educație în masă, ci se concentrează pe ceea ce se va numi elita supradotată a viitorului. Deci nu se mai merge pe... dacă în secolul 20, în era industrială, ne interesau toți oamenii. De ce? Din motive economice și din motive militare. Aveam nevoie de toți să muncească, să meargă la război. Într-un viitor foarte apropiat, gândiți-vă că chiar și oamenii foarte bogați vor dispărea. De ce? Pentru că apare o nouă elită. Va fi elita care va putea accesa, va avea inteligența și capacitatea de a accesa și de a controla noile tehnologii. Așa cum vă spuneam, totul va fi condus de algoritmi. Domnul doctor, atunci da. Când numai o secundă, atunci când vorbim, de exemplu, despre piața muncii, gândiți-vă că în curând,
Vom avea miliarde de oameni, așa cum spun marii filozofii ai lumii, care își vor prezenta inutilitatea în societate. Așa va fi introdus acel venit universal minim. Oamenii vor sta acasă și aici vorbim de miliarde de oameni, pentru că tehnologiile, practic, vor crește exponențial numărul de șomeri. Șomajul va crește foarte mult. Acum nu știm dacă tehnologiile vor putea controla și mișcările sociale, anarhia. Pentru că dacă ne uităm acum zilele acestea la televizor, vedem așa niște germeni de anarhie aruncați în diverse țări la un nivel foarte mic. Dar el poate crește foarte mult. Am avut, da, vreau să spuneți ceva. Și nu, nu, exact aici vreau să vă, mea să vorbiți despre lucrurile acestea care sunt la un nivel aproape incredibil pentru cei care ascultă, deși ele există. Și eu vreau să vă aduc un pic cu picioarele pe pământ. Zilele trecute, Biserica Ortodoxă din Moldova, subordonată Patriarhiei Moscovei, lansa o adresă oficială către autoritățile statului, în care spunea așa, că opinia publică protestează, din toată Europa protestează împotriva vaccinurilor, că antenele G5, că Bill Gates, că tehnologie, că microcipare și multe alte asemenea lucruri. Pe de altă parte, avem o întreagă campanie de dezinformare pe Twitter. De unde? Din Germania, Franța, Italia. Știți cum? Vă ascult cu mare atenție ce spuneți dumneavoastră și îmi dau seama că așa va fi viitorul. Poate din păcate va fi așa. Pe de altă parte, văd ce se întâmplă la nivelul celălalt. Apropo de contractele de la spital și cum sunt sistemele de sănătate mondiale. Deci, bună, noi ne-am propus să ieșim puțin din cotidian și să discutăm și despre lucruri care se întâmplă, cu care noi suntem contemporani și să încercăm să reușim să înțelegem lumea în care trăim. Pentru că altfel, așa cum spuneam, cu foarte multă revoltă, furie, vom ieși pe stradă și vom striga că vine apocalipsa. Da, pentru că acum se vorbește, de exemplu, iarăși vă aduc picioarele pe pământ. Dom'le, este sigur, coronavirus, COVID-19, reprezintă molima din Apocalipsa 6:8. Știți? Adică ne aflăm în pecetea a patra a Apocalipsei. Nu știu, în ce măsură în momentul acesta este folosită această pandemie? Vorbeam și săptămâna trecută de acest lucru. Pe mine mă frământă foarte mult. Este folosită ca un exercițiu general în care sunt testate reacțiile noastre. Păi este folosită, așa cum vă spuneam, ca un fel de accelerator. Un accelerator al implementării noilor tehnologii. Este practic momentul oportun pentru într-o perioadă foarte scurtă de timp să putem să implementăm tehnologii noi care, așa cum am spus de atâta ori, nu puteau fi implementate pentru că exista această rezistență. Îmi spuneați de Biserica Ortodoxă din Moldova. Păi aș putea să vă spun că, practic, omenirea în momentul de față se află în fața a trei posibilități. Fie să salvăm pentru a treia oară ceea ce înseamnă liberalismul și principiile democratice, fie să revenim la ceea ce înseamnă ideologia naționalistă și conservarea tradițiilor și mai ales a cultelor religioase specifice pentru diverse zone, în cazul nostru Biserica Ortodoxă, fie să înțelegem acest nou fenomen care conduce lumea, adică era tehnologică, și să înțelegem și să putem controla această tehnologie. Pentru că acum am să vă spun ceva, faptul că, de exemplu, Biserica Ortodoxă Română folosește noile tehnologii în sensul că folosește social media la nivel de comunicare,
nu este suficient. Este o aplicare la aceste tehnologii, o aplicare superficială. Pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă sisteme de social media, există sisteme, algoritme, așa cum spuneam, pentru că, până la urmă, totul este condus de algoritmi, inclusiv sănătatea omului. Există algoritmi care vor controla și vor avea o finețe atât de mare încât, practic, la un moment dat se vor substitui cu voința noastră și cu conștiința noastră. Nu știu dacă vă este cunoscut fenomenul, de exemplu, din Japonia. Japonezii și Coreea de Sud, spuneam mai devreme, creează o elită, ei nu mai merg pe educație în masă la un nivel foarte ridicat. În momentul de față, există acel fenomen hikikomori. Hikikomori este, de fapt, un segment social de tineri, aproape un milion și ceva, care refuză interacțiunea și trăiesc în solitudine, izolat social. Deci, în momentul în care a apărut izolarea socială, distanțarea socială, în această perioadă de criză, fenomenul era deja studiat, practicat și funcționa în Japonia, pe acest segment al populației. Vorbim de un milion și ceva de persoane. Vorbim, de exemplu, despre relația, apropo de cetățenilor, în general, a populației globului, în relație cu sistemele de sănătate. Sistemele de sănătate care și ele se raportează, desigur, la gradul de bogăție. Nu știu dacă știați, 62 de miliardari astăzi au averea corespondentă cu 3 miliarde 800 de milioane de persoane. Deci 62 la 3 miliarde 800 de milioane din întreaga populație a globului de 7,9 miliarde. Am ajuns, se pare, la un capăt de drum și lumea trebuie resetată. Și chiar dacă vrem noi sau nu vrem, ea va fi resetată. Repet, important este cine va controla lumea. Marile corporații, pe mâna cui vor fi tehnologiile, vor deveni ele apocaliptice? Sau guvernele, sau... Guvernele, desigur, în măsura în care prin democrație vor putea controla aceste tehnologii și prin participarea noastră a tuturor, adică a populației. Încercăm un exercițiu de imaginație și să vedem cam care ar fi pașii în care se vor implementa toate aceste lucruri. Cum va fi? Va fi o explozie sau vom merge în pași mai lenți? Ei, uitați-vă puțin, credeți că acest experiment, că până la urmă a fost un experiment. Este clar. Când vorbim despre telemuncă, despre teleșcoală, despre telemedicină. Eu, la nivelul Colegiului Medicilor Veterinari, am început de săptămâna trecută să lucrez la legislația care va implementa și în medicina veterinară, va reglementa practic telemedicina. Telemedicina care de altfel funcționează în foarte multe țări cu economie avansată, cu sisteme medicale avansate. De exemplu, să nu uităm momentul în care în Italia medicii erau obligați să aleagă să facă o selecție între cei care au dreptul la viață și cei care nu mai au nicio șansă la viață. Toate aceste lucruri în viitor vor fi făcute, din nou, repet, de algoritm de inteligență artificială. Omul nu va mai participa la aceste selecții. Când vorbim de telemedicină, vorbim de, gândiți-vă, de sisteme cum ar fi pacemaker-ul, stimulatoarele cardiace. Gândiți-vă că vorbim de nanoroboți care vor fi introduși în organism, dar nu așa cum cred unii, pentru a fi controlat omul. Ele pot în secundar să folosească și la asta, dar cei care au boli autoimune vor avea nevoie de acești nanoroboți, sunt acei roboți microscopici.
tot sistemul de sănătate, și aici revin, întrucât biologia omului este bazată pe algoritm, acei algoritmi vor fi controlați pentru a, să spunem, a îmbunătăți sănătatea, pentru că dacă în secolul 20, în era industrială, ne puneam problema ca toți să fie sănătoși și să-i facem bine, pentru că erau foarte multe boli, acum vorbim despre îmbunătățirea nivelului de sănătate, acum vorbim despre întinerire, acum vorbim despre creșterea capacităților sexuale și prelungirea activității de-a lungul vieții, activităților sexuale. Vorbim despre inteligență, vorbim despre neuroștiință. Gândiți-vă ce avânt a luat neuroștiința. Foarte mulți sunt preocupați în contextul în care se studiază Alzheimer-ul sau demența senilă. S-a dezvoltat acum neuroștiința până acolo încât se poate preveni, se pot preveni aceste boli ale creierului și mai mult chiar sunt soluții pentru vindecarea acestor afecțiuni cu ajutorul neuroștiinței. Domnul doctor, îmi descrieți niște lucruri care mă fac să mă întreb dacă mi-ar face mare plăcere să trăiesc în viitorul acesta. O să vă dau un răspuns foarte simplu. Știți, bunicii noștri aveau o speranță de viață, o durată de viață mult mai scurtă decât o avem noi astăzi. Dar trăiau mai fericiți. Cert este că a mărit speranța de viață și durata de viață, dar nu mai suntem la fel de fericiți. Ba mai mult, această discrepanță socială se va mări, nu vor mai fi mari bogătași ai lumii, ci vor fi cei care vor controla o elită, într-un număr foarte mic, vor controla întreaga lume și în rest vom avea ceea ce se numește balastul social. Bun. Pe final aș vrea totuși să mai punctăm o dată. Vom avea tehnologii, vom avea, să spunem, Le avem deja, dar încă n-au fost implementate. N-au fost implementate, așa este. Așa. Ele sunt create în ultimii 5 ani, dar încă noi nici nu le cunoaștem. Ele sunt implementate pe aici, pe acolo, experimentate. Bun. Va crește importanța acestei tehnologii în activitatea, vis-a-vis de activitatea umană. Activitatea umană, absolut, așa cum o știm noi, se va reduce. Se va reduce. Cineva va controla aceste tehnologii sau aceste tehnologii vor ajunge să controleze ele pe toată lumea? Ele vor controla cu siguranță toată lumea, depinde cât și cine vor fi cei care controlează aceste tehnologii. Da, trebuie să mai citesc și câteva dintre mesajele pe care le-am primit. Ni se spune că se mai face o cafea a doua în dimineața asta și că va fi atentă doamna Anton la ce se discută. Doamna Lavinia Irina Dumitrache, felicitări domnule doctor pentru inteligență și bun simț. Domnul Papu, felicitări. Poate domnul doctor ne spune și cine este în spatele acestor programe. Domnul doctor a încercat deja să spună acest lucru. Ne salută Cătălin Coșarcă. În rest, cine finanțează aceste lucruri? Nu ne-a dat niciun mesaj? Încă nu. Domnul Bill Gates nu ne-a dat un mesaj. Ni se spune ferească Dumnezeu de punctajul digital al distanțării sociale. Da, interesant comentariu. Da. Domnul doctor, vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc și îmi pare rău că nu ne-am și... Asta vroiam să spun. Se mai întâmplă când facem emisiuni, nu avem încă tehnologiile chiar atât de bine puse la punct și mai sunt și erori umane din când în când. Dar o să ne vedem, nu asta este problema. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați lansat, le-ați adus în fața telespectatorilor. Vă doresc încă o dată succes pe ceea ce faceți în Europa, la Europa FM. Vă doresc să aveți același număr de ascultători și pe emisiunile pe care le faceți la Piatra Neamț și să ne vedem cât de curând în direct aici, în platou, pentru alte emisiuni
pe știri din Neamț și mesagerul din Neamț. Mesagerul de Neamț. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă doresc cele bune, sănătate și numai bine. A fost domnul dr. Liviu Harbuz în direct aici la cafeaua de dimineață, a doua cafea de astăzi, 21 mai. Oameni buni, un viitor, ni se întrevede un viitor. Nu știu dacă, repet, dacă îmi face mare plăcere să fac parte din acest viitor, dar oricum el este incitant. Și mi-aduc aminte, în 1990, cum se făcea presă, cum se scoteau ziare cu litere de plumb, cum se face acum și îmi dau seama cât de repede și cât de mult evoluează totul. Sperăm să evolueze spre binele umanității, nu spre binele unor entități care să încerce din când în când să încerce să ia locul oamenilor. Cele bune, să ne vedem sănătoși mâine dimineață la cafeaua de dimineață, iar cu domnul doctor joia viitoare, tot cu domnul doctor, dacă va mai vor continua emisiunile pe Jurnal FM, ne vom reîntâlni și acolo. Cele bune, numai bine și aveți grijă, priviți cu atenție spre viitorul dumneavoastră.